Bună ziua, domnișoara Maja! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți la interviul meu. Eu îți mulțumesc frumos, Maria, că m-ai invitat. Spune-mi, te rog frumos, trei lucruri pe care ai vrea să le aibă Jacqueline de la tine și trei lucruri care să nu aibă. Mi-ar plăcea să aibă de la mine dorința asta de a învăța, de a sta lângă oameni, de a evolua, să treacă cu ușurință peste lucruri. Asta am vrut să spun, dar eu am învățat-o în timp, să știi. Lucrurile care poate de multe ori nu sunt la fel de plăcute și să se iubească pe ea, să fie propriul ei erou. Și asta ți-o dorești și ție. Nu mi-ar plăcea să fie atât de credulă. Eu mă încred foarte mult în oameni. Să petreacă mai mult. Uite, vezi, eu, de exemplu, mă las un pic cam pe ultima sută de metri și pe ultimul loc și mi-ar plăcea ca ea să se pună pe primul loc și să petreacă mai mult, să-și dea mai mult timp pentru ea. Vorbești cu Jacqueline despre băieți? Nu! Adică, nu știu, a zis vreodată, mami, îmi place de un băiat. Nu, Maria are 8 ani. Se uită la noi? Nu, în sensul ăla. A, așa cum, că da. E atent? Nici așa. Încerc să fiu deschisă cu Jacqueline și am explicat că înainte să fiu mama ei, îmi doresc să fiu cea mai bună prietenă. Să se deschidă față de mine, să îmi spună ce simte și vorbim despre diverse lucruri. Tu ți-ai mai dorit un copil? Adică te-ai gândit vreodată să mai faci un frate sau o soră pentru Jacqueline? Da. Da. Îmi mai doresc foarte mult, dar lucrurile le așează Dumnezeu exact cum vrea El și cum vrem noi. Aș putea spune și treaba asta. Dar eu sunt deschisă, eu iubesc foarte mult copii și dacă vreodată va veni frățior sau surioară, o să fie binevenit. Jacqueline își dorește, să știi. Nu e geloasă, nu e... Nu, îmi spune de ceva timp, când vine suriorul, când vine frățiorul. Și îi spun că se lasă așteptat. E pe drum, pe undeva, vineri. Ai prefera mai mult să ai fetiță sau băiețel? Să știi că prima dată eu m-am văzut mamă de fetiță. Eu când am fost la medic și mi-a zis că eu o să am un băiețel 100%, eu am spus că este fetiță 100%. Simțeam lucrul ăsta și mi-am dorit. Acum, chiar ar fi binevenit și băiețel și fetiță. A fost copilăria ta? Să știi că eu am avut o copilărie frumoasă. Uneori a fost un pic mai dificil, să spun așa, dar m-am concentrat pe ce este frumos, pentru că așa m-a învățat bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, așa m-a învățat să mă bucur de tot ce este mărunt în viață, de tot ce este frumos, de faptul că pot să mă joc chiar și cu apă și cu nisip și pot să construiesc ceva. A fost mai cu minte sau ai fost pusă pe șoti, să zic. Par așa că-s foarte cumințică, așezată. Uite, m-am îmbrăcat și într-o rochiță diafană, dar să știi că și eu am fost un mic băiețel când eram mică. M-au mușcat și câinii, m-am zgâriat, m-am căzut. S-au întâmplat multe lucruri în copilăria mea. Poți să îmi spui, te rog frumos, diferența dintre tine acum, în acest moment, la vârsta asta și vârsta de 10 ani? Sunt diferențe foarte mari. Dar să știi că eu când eram mică eram un copil matur, destul de matur. Toată lumea îmi spunea că gândesc mult mai matur față de un copil de vârsta mea. Îmi plăcea să las toate lucrurile în ordine, să fac surprize oamenilor dragi. Făceam multe surprize bunicii mele, lăsam bilețele acasă. Și acum fac lucrul ăsta, uite, când plec dimineața, îi las un bilețel fetiței mele, bună dimineața, ai cerealele, te iubește mami și îi place foarte mult, caută acest bilețel. Cu mintea ta acumulată până acum, dacă ai putea să-i trimiți un mesaj micuței Majde, când erai tu de 10 ani, să zic așa, ce mesaj ar fi acela și de ce? Să se îmbrățișeze mai mult. Să se iubească mai mult. Ai emoționat? Da. Simți? Uite, am și pielea un pic așa. Păi se vede în ochi. Am încercat să ascund, dar tu vezi tot. Și acum întrebarea dificilă. De ce furnicile merg fără oprire? De ce furnicile merg fără oprire? Hai. Chiar nu se opresc niciodată? Cum adică? Vezi că te-am pus și eu dificultate. Bine, nu știu, mă dau bătută. Vrei să spun un lucru? Dacă voi știți, îi lăsăm pe ei să răspundă.
Da, chiar vă rugăm să ne răspundeți și vă rog să ne scrieți. Da, scrieți-ne dacă știți la domnul Cătălin Măruță pe la Măruță@romprotv.ro.